ziua! Bine v-am găsit! Ana, da? Da! Uite, am venit special pentru tine, pentru că ai o vârstă frumoasă și la această vârstă ai și o surpriză frumoasă. Da! O să spui la cine vine? Vadim? Cine este Vadim? Este o persoană foarte importantă pentru mine, iubitul meu. Iubitul și prietenul tău, da? Da. Într-adevăr este de la Vadim, uite acest buchet de trandafiri este de la el, te rog frumos. Așa, aici ai niște balonașe, o să te rog să le iei cu tot cu șampanie. Și această tortă, dar o să te ajut eu. Bine. Cu inscripția la mulți ani. Și uite, o să te las pe tine. Să-i lași câteva cuvinte, Vadim, pentru că te iubește foarte mult și îi pare rău în această zi frumoasă că nu este lângă tine. Dar uite, am venit noi să-ți facem ție o zi mai frumoasă. Și te lăsăm să-i lești și tu câteva cuvinte frumoase. Foarte mult te iubesc și oricum distanța nu este un obstacol pentru noi, pentru că sentimentele sunt mai presus decât orice. Și îți mulțumesc foarte mult pentru tot. Atât. Eu cred că emoțiile spune mult, nu trebuiește multe cuvinte, pentru că emoțiile rede tot ce este în sufletul tău. Ne pune că sincere felicitări pentru tine, să ai o zi frumoasă. Într-adevăr este o zi importantă pentru ambii, ce v-a spus în plan să realizeze. Mulțumim. Și multă sănătate și o revedere cât mai curând cu cel mai apropiat și cel mai iubit. La mulți ani! Mulțumesc!